În zona rurală din Skåne, în sudul Suediei, doi tineri reformează agricultura tradițională. Au transformat un hambar, care adăpostea anterior porci, oi și vaci, într-o fermă de pește numită Godsfisk. Acești pești colorați provin din Africa, iar acum se clasează printre cele mai căutate specii de pești din Skåne, oferind o alternativă durabilă pentru acvacultura tradițională și pescuitul de pești sălbatici autohtoni pe cale de dispariție. Comparativ cu peștele alimentar obișnuit, cum ar fi somonul carnivor, speciile Godsfisk sunt pești omnivori și pot fi hrăniți în principal cu legume. Somonul de crescătorie nu este atât robust și are adesea nevoie de medicamente. În plus, pentru că acesta este principal crescut în cuști în largul oceanului, poate răspândi în apele din jur boli, nutrienți și antibiotice. Nu în ultimul rând, somonii au nevoie de ape sărate și deci nu poate fi folosită pentru agricultură. Procesul destul de diferit în cazul peștelui de apă dulce de la Godsfisk. Aici, fecalele de pește sunt filtrate. 95% din apă este recirculată în sistem, iar apa bogată în nutrienți este folosită ca îngrășământ pe terenul arabil adiacent. Michael și Johan au înființat afacerea în 2013. În primul rând, au trebuit să dezvolte și să optimizeze conceptul lor integrat de agricultură și acvacultură prin încercare și eroare. Astăzi, câștigă premii și au câștigat o piață de comercializare în sectorul restaurantelor și în supermarketuri. Datorită faptului că cererea de pește de crescătorie crește la nivel internațional, antreprenorii vor să se extindă și își francizează ideea de afaceri. Michael și Johan colaborează cu școlile agricole și vechii lor profesori de la universități din Suedia pentru a învăța pe elevi despre tehnologia lor de creștere a peștilor. Ideea de afacere inovatoare a Godsfisk poate fi un model care să modifice tendințele pentru mulți fermieri din Europa care se confruntă cu o criză în sectorul agricol.